Un număr de 20 de etichete sociale pentru grădinițe, în valoare totală de 2.000 de lei, a acordat Direcția de Asistență Socială DEVA de la începutul anului școlar 2021-2022, scopul stimulentului educațional fiind încurajarea prezenței zilnice la grădiniță a copiilor care provin din familii defavorizate. Conform legii, etichetele pentru grădinițe se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, inclusiv în vacanțe și în zilele libere acordate de lege, și pot fi folosite doar pentru achiziționarea de produse alimentare și de igienă, articole de îmbrăcăminte și rechizite. De la începutul acestui an școlar, Direcția de Asistență Socială DEVA a distribuit un număr de 20 de etichete pentru grădiniță în valoare de 2.000 de lei. Aceste etichete se distribuie copiilor cu vârsta între 3 și 6 ani, care provin din familii cu venituri modice. Etichetele pentru grădinițe se acordă copiilor între 3 și 6 ani din oficiu, în cazul celor provenite din familiile care beneficiază de ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei și, la cerere, preșcolarilor aflați în îngrijirea unei persoane desemnate de părinte pe perioada absenței acestuia, dacă veniturile pe persoană nu depășesc 530 de lei pe lună. Valoarea unui tichet social este de 100 de lei, începând de anul trecut. Potrivit legii, stimulentul educațional nu este luat în calcul la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistență socială. Pentru acordarea stimulentului educațional este obligatorie prezența zilnică la grădiniță a copilului.